În fiecare an, în luna martie, membrii adunării generale a Asociației Cadrelor Militare în rezervă și în retragere, filiala Giurgiu, se reunesc pentru a face analiza activității pe ultimul an, dar și pentru a adopta anumite hotărâri. Astfel, rezerviștii giurgiuveni au avut pe ordinea de zi a ședinței din weekend dezbaterea unor probleme organizatorice, analiza activității Comitetului și Biroului Permanent, planul de activități pe 2016, raportul Comisiei de Cenzori, dar și întrebări, discuții și propuneri. În ceea ce privește obiectivele, cadrele militare în rezervă și în retragere de la Giurgiu și-au propus pentru acest an o serie de activități care se contribuie la respectarea și apărarea onoarei și demnității militare, cultivarea dragostei față de trecutul național și militar al poporului român, activități cultural-artistice și sportive, dar și educarea tineretului în spiritul dragostei față de patrie. La bilanțul rezerviștilor a participat ca și oaspete de onoare deputatul de Giurgiu Florian Nicolae, un apropiat al asociației, care a declarat în cadrul evenimentului că va fi mereu alături de fostele cadre militare pe care le va sprijini ca și până acum, de câte ori va fi necesar. În prezent, structura Asociației Cadrelor Militare în rezervă și în retragere de la Giurgiu numără 341 de membri, din care 154 de ofițeri și 160 de subofițeri.